Maniacilor, bine v-am găsit la un nou vlog cu mâncare. Astăzi avem aici două sandvișuri Big Tasty, cele două sandvișuri din cele trei sandvișuri noi, pentru că cel de pui nu am vrut să-l cumpărăm, pentru că nu ne place atât de mult puiul. Așa că astăzi avem în fața voastră două sandvișuri noi McDonald's, pentru că, după cum știți, nouă ne place foarte, foarte mult McDonald's și așteptăm de fiecare dată ca ei să scoată ceva nou. Mai avem aici, înainte să vă prezint Big Tasty-urile, avem o porție de nuggets pe care, bineînțeles, am luat-o gratis din aplicație, cu o porție medie de cartofi, un sos sour și un Fanta corect corespunzător cu acid, că nouă ne place acidul. Așa că, haideți să nu mai stăm la multă vorbă și să trecem la taste test, să vă arăt primul sandwich, da? Nu știu care din ele este acesta pe care îl desfacem acum, da? Este cel cu bacon, deci avem Big Tasty cu bacon. Ia vedeți cum arată. Presupun că față de Big Tasty normal are doar câteva felii de bacon și este cam cu vreo 2 lei mai scump. Deci, practic, dacă vă luați un Big Tasty normal și adăugați bacon, probabil ajungeți la același preț ca și acesta. El are aici, după cum putem vedea, o bucată de carne, roșii, baconul, salată, cheddarul topit și sosul de dedesubt. Acum, înainte să vi-l prezint pe celălalt, dați-mi voie să văd ce gust are. Arată foarte bine. Are și jalapeno. Vedeți aici? Sau ce-o fi? Dacă ăsta are jalapeno, înseamnă că celălalt este tot cu jalapeno? Nu pot să muși, dacă. Baconul ăsta... Deci dacă aveți bacon, la îndemână mult bacon, baconul schimbă gustul la orice sandwich. Cartofi mai bun ca la McDonald's, nu o să găsiți nicăieri. Avem aici primul sandwich. E la fel ca celălalt. Crezi că spui la fel. Nu, e că n-are jalapeno. Păi și ăsta are jalapeno. Și ăsta are bacon. Deci, după cum puteți vedea, cei de la McDonald's de data asta ne-au tras țeapă, pentru că am comandat două sandvișuri diferite. Cel puțin din punctul meu de vedere, ele sunt la fel. Am comandat un Big Tasty cu bacon și un chili cheese. Acesta are jalapeno, roșii, salată, ceapă, după cum v-am spus. Iar acesta la fel. Bacon, jalapeno, chili cheese. Nu înțeleg care este diferența dintre cele două. La fel o felie de bacon, pentru că baconul e scump. Chifla este la fel. Ne-am luat apă de data asta. O să mergem înapoi la cei de la McDonald's. După ce ne mâncăm, ca să ne certăm cu ei. După ce ne-am luat mare țeapă de la McDonald's, suntem nevoiți să le mâncăm așa cum le-am primit. Nu vedem nicio diferență între chili Big Tasty Chili Cheese și Big Tasty cu bacon. Și acesta are jalapeno și cel pe care vi l-am arătat la început are jalapeno. Brânza este la fel, baconul este la fel. Îmi cer scuze dacă mai tușesc din când în când. Dar o strâng picături, așa că poftă bună. Asta are alt gust. Asta are alt gust. Asta e picant. Asta are alt gust față de la. Deci nu ne-am păcălit. Ideea e că ingredientele sunt la fel. Oh, stați un pic că m-am mânzit. Numai că asta are alt gust față de ăla. M-am mânzit cu 21 de lei.
Nu am zis. Are alt gust. Da? Da. Mm. Interesting. Nu. No. Gustă-mă un pic. Avem aici două șervețele bucurcașe. Foarte bune. Mm. Doamne, cum arată. This is life. Chiar am crezut că ne-am păcălit. Dar se pare că m-am înșelat. Nu, pentru că sandwich-ul tău nu are atâta cașcaval. Oricum are un alt gust față de primul pe care l-am încercat. Și de aceea, văzând că ingredientele sunt asemănătoare, am crezut efectiv că ne-am păcălit. Doamne, cartofii aceștia și dacă sunt reci, sunt buni. Foarte bun. Chiar l-au nimerit de picant. La asta. Da. Al meu este picant, al lui nu știu dacă este picant. Are și al meu jalapeno. Da? Foarte mult cașcaval. Oh, no. Nu sunt un pic diferit față de testul normal. Cașcavalul se simte mult, mult mai bine. Probabil este un alt fel de cașcaval. O fi afumat sau ceva. Iar bucățile alea de jalapeno, te încălzesc. Mai băgăm și un nugget. Cam așa arată nuggetul la ei. Foarte bun. Stai să ajut. Ați văzut, da? Aveam și o bucățică de bacon aici. Ne așteptăm tot ăștia. După ce că abia pun bacon în ele. Stai că te-ai murdărit de 21 de lei. Da. Deci merită banii. Este scump, 21 de lei pentru un sandwich, dar dacă mănânci doar acest sandwich, este suficient. Adică nu mai mănânci altceva. Cel puțin... E, nu. Să zic, nuggets. Un meniu pe lângă, gen cartofi și suc, atât. Doamne, ce sunt demențial. Trebuie să-l încercați. Neapărat. Noi o să terminăm aceste sandwich-uri de mâncat. Nu vă mai spunem prea multe pentru că nu avem mare lucru să vă spunem despre ele. Sunt big taste-urile obișnuite cu mici îmbunătățiri. Dacă sunteți fani big taste-uri normal, sfatul meu este să le încercați. Nu vă pot spune ceva despre cel cu pui pentru că nu suntem mari fani sandwich-uri pui de la McDonald's. Mai mult vită sau porc sau din ce or fi ele făcute, din carne, mă înțelegeți ce zic? Taci în gură! Nu! Așa. Și vă recomandăm și vouă aceste două semișuri. Foarte bun. Asta, demenția. Deci ce notă le dăm? De să mănânc în semișuri. Din ăla știu cum e. Chili cheese bacon? Nu. Asta e. Nu. Asta e big tasty bacon și ăla cred că e chili cheese. Dar n-are alt gust? Nu, asta e chili cheese. Ia. Yeah. Asta e bacon, care e mult bacon. Părerea mea, după ce l-am gustat și pe lui, ăla este mult mai bun. Nota 10. Asta un 8. Ceva din ce nu? Ha, zic, ce nu te dai? Ha, oprește-te, lanzi doar o bucătură. Hai, ia tu.
Nu e așa că e mai bun? Nu, e mai bun al meu. Nu, al meu e mai bun. E mai bun al meu. Da, păi te-am el înapoi, nu mai mânca din el. Deci nu e mai bun al meu. Al meu este mult mai bun, știam. Mie îmi plac amândouă, sincer. Nu, pentru că al tău nu are, nu are atât de mult sos. Uite, mi-are al meu aici. Vezi? Sos în cantități industriale. Mm. Da. Noi o să savurăm în continuare aceste sandvișuri. Până atunci nu uitați să vă abonați la canal, să fiți la curent cu toate vlogurile cu mâncare pe care le vom face în viitor. Să aveți grijă, zi frumoasă!